Bună ziua tuturor! În primul rând vă mulțumesc că sunteți prezenți la conferința de presă organizată astăzi la sediul Partidului Național Liberal și de la Maramureș. Avem o deosebită plăcere și onoare să avem alături de noi pe doamna președintă a Senatului României, doamna Alina Gorghiu. De asemenea, sunt parlamentarii Partidului Național Liberal de Maramureș, Călin Bota, Cristian Niculescu Țânârlaș și Florin Alexe. Și, de asemenea, președinta Comisiei pentru Apărare din Senatul României, doamna Nicoleta Pauliuc, care este într-o conferință în camera alăturată și urmează să ni se alăture pe parcursul conferinței de presă pe care o avem astăzi aici. Vă voi prezenta pe scurt programul pe care l-am avut împreună cu doamna președinte Alina Gorghiu în ziua ce a trecut și programul pe care îl avem pe parcursul acestei zile, după care voi da cuvântul invitației. Ieri, după masă, doamna președinte a ajuns în județul Maramureș. Am avut o primă întâlnire la Spitalul Județean, împreună cu directorul spitalului. Am vizitat, de asemenea, ambulatorul spitalului și zona de primiri urgențe. Asta pentru că avem câteva proiecte extrem de importante pe care le derulăm în Spitalul Județean și pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate a județului Maramureș. Zona de ambulator este o zonă extrem de importantă unde intră peste 125.000 de cetățeni anual cu diferite probleme. Este acea zonă a Spitalului Județean care, din păcate, nu a fost încă reabilitată. Urmează ca printr-un proiect european pe care l-am accesat de curând, în valoare de peste 4 milioane de euro, să reabilităm toată zona ambulatorului, să mai aducem câteva specializări noi și, de asemenea, să dotăm la cele mai înalte standarde ambulatorul integrat al Spitalului Județean Maramureș. De asemenea, printr-un proiect pe buget local, vom reorganiza, extinde în interior zona de primiri urgențe existentă, printr-un proiect de peste 1 milion de euro și vom reabilita, evident, toată secția de primiri urgențe, astfel încât să răspundă la așteptările celor peste 85.000 de maramureșeni și nu numai, care calcă pragul zonei de urgență a Spitalului Județean Constantin Oblici Baia Mare. De asemenea, am discutat cu doamna președinte și am arătat proiectele pe care le avem atât în derulare, dar și proiectele de viitor pe care le avem în acest moment în diferite faze, fie că vorbim de proiectul în implementare pentru extinderea fluidelor medicale în cadrul Spitalului Județean, fie că un proiect de 3 milioane de euro, fie că vorbim de proiectele pe nozocomiale de 6 milioane de euro, pe neonatologie de 1,5 milioane de euro sau proiectul mare pentru care am lucrat de aproximativ 2 ani de zile împreună cu managerul spitalului, domnul Alexandru Ros. Împreună cu dânsul am lucrat pe un proiect extrem de important și anume noul bloc operator cu heliport deasupra, cu parcare subterană și, evident, o nouă zonă cu tunel spre spital. Practic va fi o construcție nouă în cadrul Spitalului Județean de peste 3.000 de metri pătrați, cu dotări de ultimă generație care să răspundă tuturor așteptărilor pe care le au maramureșenii și nu numai, pentru că Spitalul Județean, știți foarte bine că a trecut la o altă categorie, de la categoria 5 la categoria 2 în acest an și din toamna acestui an sper să trecem la spital clinic de urgență,
care, dacă toate lucrurile vor fi în regulă, se va întâmpla începând cu toamna anului acesta sau începutul anului viitor. Și iată cum reușim pas cu pas să rezolvăm această problemă esențială a infrastructurii de sănătate în județul Maramureș. Proiectul despre care vă spun este de peste 70 de milioane de euro, din care construcții 29, 40 dotări de ultimă generație. De asemenea, am fost împreună cu doamna președinte la CAFNIC, unde a văzut actualele fântii care încă funcționează în județul Maramureș, pentru că avem zăpadă și zăpada este chiar bună și îndemn pe toți maramureșenii să profite de ultimele săptămâni în care se mai poate schia pe fântile de la Cavic sau de la Borșa. Acolo există un proiect care a trecut deja prin o hotărâre de guvern anul trecut, un proiect de 110 milioane de lei pentru dezvoltarea domeniului schiabil la Cavnic. Un proiect care are o cofinanțare destul de mare, vorbim de o cofinanțare de aproximativ 30%, și am discutat și cu domnul primar de la Cavnic să găsim o soluție pentru cofinanțarea proiectului, astfel încât anul acesta să fie demarat. Practic, se așteaptă doar găsirea soluției pe cofinanțare și semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Și mulțumesc pe această cale domnului ministru Cadariu pentru sprijinul pe care ni-l acordă în tot ceea ce înseamnă turismul în județul Maramureș. Știți foarte bine că avem primul OMD, adică prima organizație de management înființată la nivel regional aici în Maramureș cu avizul Ministerului Turismului. Și asta este o veste foarte bună. Astăzi vom avea o întâlnire după conferința de presă cu doamna secretar de stat Cilo Hegeduș, care efectuează o vizită și dânsa în județul Maramureș. Dânsa este secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene și se ocupă în special de proiectele de rutele culturale sau a satelor din PNRR. Asta este specialitatea dânsei. Noi tocmai am accesat încă 3 proiecte pe sate vernaculare. Avem un proiect pe Bred, care a trecut anul trecut și care deja este în implementare. Iar anul acesta am reușit să mai trecem 3 proiecte pentru satul Petrova, Bogdan Bodă și Lăpuș. Lăpușul românesc, cum se spune în vorbele populare. Cele 3 sate vor avea reabilitate câte 8 case cu o vechime de peste 80 de ani. La fel cum la Breb, sunt 12 case care vor fi reabilitate, tot așa cu o vechime de peste 80 de ani. De ce sunt importante aceste proiecte? Nu atât valoarea lor este importantă, valoarea financiară, dacă vreți, pentru că valoarea totală pe cele 3 proiecte este undeva la 3 milioane de euro. Dar valoarea patrimonială, patrimoniului cultural pe care îl lasă, este una inestimabilă. Pentru că tradiția noastră, cultura noastră locală, casele noastre tradiționale, fie că vorbim de cele din Maramureș, istoric de lemn, fie că vorbim de cele din Țara Lăpușului, care sunt colorate și au alte simboluri, toate sunt inestimabile și noi trebuie să le păstrăm vii, să le ducem mai departe, ca și generațiile următoare să se poată bucura de acest patrimoniu fabulos pe care județul Maramureș îl are. Ăsta este motivul pentru care am încercat și încercăm să aducem la Consiliul Județean cât mai mult patrimoniu și să ne preocupăm de conservarea lui și de
ducerea la îndeplinirea obiectivului major pe care îl avem de conservare și promovare a tradițiilor, a copiilor și a patrimoniului nostru cultural local. De asemenea, ulterior acestei întâlniri, care va avea și alte teme legate de fondurile europene, împreună cu doamna președintă, vom participa la alegerile OFL Maramureș, Organizației Femeilor Liberale, unde peste 500 de femei își vor alege astăzi liderul pentru următorii 4 ani și sunt convins că vor face o alegere bună și vor avea o echipă bună pentru următoarea perioadă cu care vom construi atât obiectivele filiale PNL Maramureș, cât și imaginea femeilor în politica maramureșană. Atât deocamdată. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. O să îi dau cuvântul doamnei Alina Gorghiu, președinta Senatului României, iar ulterior doamna Nicoleta Pauliuc, care s-a alăturat și o salut, vă va spune și dumneavoastră câteva lucruri. Domnule președinte Anel Bogdan, pentru invitație, stimați colegi, mă bucur să vă revăd. Eu vin destul de des în Maramureș, de multe ori privat, de data aceasta în calitate oficială. A fost un program dens până acum, așa cum spunea domnul președinte, am reușit să văd spitalul și să-mi fie prezentate proiectele. Evident că toate aceste proiecte au nevoie de susținere la nivel național, dar ceea ce a reușit președintele de Consiliul Județean din Maramureș să facă, spre deosebire de foarte multe alte consilii județene, este următorul lucru. Nu doar că a scris aceste proiecte, nu doar că a vorbit despre ele, ci a și obținut finanțare, ceea ce este foarte, foarte mare lucru. Sunt județe, dublu ca populație față de Maramureș, care n-au reușit nici să scrie, nici să vorbească, cu atât mai puțin să-și aprobe jumătate din proiectele pe care Maramureșul le are în 2 ani de mandat ai lui Ionel Bogdan. E un județ în care eu revin cu drag. Am fost la Cafnic de data aceasta. Prima dată m-am dat cu placa pe pârtia de la Cafnic. A fost un moment de bucurie pentru mine și vă spun acum în calitate de președinte la PNL Argeș, un județ care are cei mai înalți munți din România, dar n-are o pârtie de schi. E o tristețe pentru mine să fiu pusă de fiecare dată în situația aceasta de a vedea cum alte județe, sigur, cu resurse naturale extraordinare ca și județul Argeș, sunt mult mai în față ca infrastructură de turism față de județul din care mă trag eu. Însă nu pot decât să laud faptul că faceți pași relevanți în obținerea de fonduri și în implementarea unor proiecte pe infrastructura turistică, pentru că, trebuie să vă mărturisesc, sunteți un etalon la nivel național, domnule președinte, în promovarea turismului. Și iarăși, vorbind în comparație cu Argeșul, noi n-am avut stand la Târgul de Turism. Consiliul Județean a considerat că nu e cazul să aibă stand de prezentare la Târgul de Turism. Maramureșul a avut, de departe, cea mai bună prezentare la târgurile de turism, cu tot ce înseamnă tradiții, parte de infrastructură. A fost minunat prezentat județul dumneavoastră și sunt absolut convinsă că turismul va crește, românii și nu numai românii vor veni într-un număr mult mai mare în viitorul apropiat să vă viziteze zona. Trebuie să vă mulțumesc îndeopște pentru faptul că de fiecare dată când am întâlniri oficiale cu persoane din Ucraina, de la ambasador sau alte oficialități din Parlamentul ucrainian, sunteți întotdeauna unul din județele menționate, în semn de mulțumire pentru maniera în care ați primit refugiații în toată această perioadă. Și trebuie să-ți adresez ție, domnule președinte, aceste mulțumiri în numele județului, în numele colegilor mei din București și din conducerea națională a României, pentru că maramureșenii au avut omenia
au avut înțelepciunea, au avut sufletul mare, astfel încât să se descurce cu puține resurse, să primească ucrainieni și să facă lucrurile să fie respectate, recunoscute de partenerii noștri externi. Ca șef al Senatului vreau să vă fac câteva precizări despre ce se întâmplă acum în Senat și despre cum o să desfășoare lucrurile în privința priorităților legislative. În primul rând, trebuie să știți că una din prioritățile esențiale ale Partidului Național Liberal este legată de pachetul Peleș pe educație. N-o să reintru în toată substanța acestui pachet de legi pe educație, pentru că a vorbit doamna Ligia Deca în ultimele zile foarte mult despre legile educației, însă în scurt timp va intra acest pachet în guvern, iar legea va veni în Parlament. În opinia mea, în următoarele 2 săptămâni vom putea începe dezbaterile în Parlamentul României și cred eu că în această sesiune parlamentară vom avea cea mai importantă reformă pe educație pe care România o va adopta. O să vă dau câteva exemple din această lege a educației ca să știți ce, din punctul meu de vedere, nu era cuprins până acum și ceea ce cred eu că trebuie neapărat să fie prins, pentru că am avut o cafenea liberală cu tineri liberali și vreau să vă menționez că 300 de tineri din organizația Mara Mureșeană au discutat cu noi teme despre care politica vorbește mai rar, de la consumul de droguri, de la fenomenul legat de dependența de păcănele și până la bullying-ul în școli, hărțuirea din școli și orientarea în carieră, fenomen care, sau nevoie a elevilor, care este acută și care trebuie să găsească soluții și răspunsuri de la autorități. Educația e foarte importantă pentru că urmează să fie adaptată fiecărui elev și sigur că va fi introdus acel portofoliu educațional și inclinațiile copilului vor fi observate de vreme. Mă bucur că s-a majorat numărul de consilieri școlari, pentru că până acum era un număr de consilieri școlari insuficient. Acum avem un consilier școlar până la 800 de elevi și mai avem o dispoziție care pe mine m-a preocupat și mă chinui cu ea de vreo 2 ani de zile să o fac lege, e blocată în Camera Deputaților, anume aceea că atunci când un profesor hărțuiește elevi și săvârșește infracțiuni de natură sexuală, să nu mai stea la catedră. Să vă spun ce se întâmplă în România zilelor noastre? Dacă un profesor hărțuiește o elevă sexual, subliniez acest lucru, chiar dacă există dosar penal, chiar dacă este începută urmărirea penală, chiar dacă este inculpat acel profesor, profesorul respectiv, stimați colegi, rămâne la catedră. Rămâne la catedră, el la catedră, eleva în fața lui. Și să nu vă imaginați că acel elev mai poate să facă ceva sau că nu va fi timorat sau că va îndrăzni să mai susțină punctul de vedere pe undeva. Mă bucur că Ligia Deca a reușit să convingă coaliția și să avem această inițiativă preluată în legea educației, în sensul în care profesorul care a hărțuit nu mai stă la catedră, este suspendat de la catedră pe perioada în care se judecă dosarul. Dacă la final o hotărâre judecătorească îi dă dreptate și ia înapoi salariile și reia locul, toate drepturile îi se dau retroactiv. Dar altfel, dacă vrem să ne protejăm elevii, dacă vrem să protejăm noua generație de toate abuzurile care se pot întâmpla, n-avem voie să mai ascundem acest gunoi sub preș. Vreau să vă dau o veste bună. O lege foarte importantă, de asemenea pentru generația tânără, a trecut prin Senatul României și mulțumesc lui Cristiță Gărla și colegilor din Senat. A fost un vot unanim pe legea prin care se restricționează publicitatea pentru jocuri de noroc, pariuri sportive și păcănele. Până acum, dacă ieșiți acum pe bulevard, o să vedeți că lângă fiecare școală, la 50 de metri, 100 de metri, găsești câte un spațiu unde
Elevul când iese din liceu, merge cu rucsacul în spate și se duce și joacă la pocănele. Este România în care trebuie să facem ceva. Vă spuneam de legea aceasta care a trecut prin Senat, votată de toate partidele politice, de la PNL, PSD, UDMR, AUR și USR, o lege prin care, am să vă spun exact, se interzice comunicarea comercială pentru activitățile de jocuri de noroc pe tot timpul zilei, de la 6 la 23. Nici un minut în timpul zilei, copiii nu vor mai fi supuși acestei reclame agresive care să îndemne să joace la pariuri, să joace jocuri de noroc sau să meargă la pocănele, cu atât mai mult cu cât vă spun că, conform unui studiu, tinerii de 16 ani, în proporție de 25%, joacă jocuri de noroc pe bani. De asemenea, s-a limitat dimensiunea panourilor publicitare la 30 de metri pătrați și un amendament bun al UDMR interzice reclama la jocuri de noroc de către persoane cu influență, acele persoane cunoscute, celebre, care astăzi sunt pe toate posturile de televiziune și promovează agresiv jocurile de noroc. Un alt proiect, la care tot împreună cu colegii senatori am făcut amendament, este cel legat de spațiile unde se desfășoară jocurile de noroc, păcănele și așa mai departe, în proximitatea școlilor, a grădinițelor, a locurilor de joacă, a instituțiilor de credit, să fie interzise aceste spații în proximitatea, repet, a școlilor, locurilor de joacă, grădinițelor, spațiilor culturale, să nu fie mai aproape de 300 de metri. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că toate aceste spații vor fi spre marginea orașului. Pentru că astăzi, lângă orice școală, veți găsi genul acesta de incintă și deși nu au voie tinerii sub 18 ani, dacă veți intra oricare dintre dumneavoastră, fără cameră și fără microfon, într-un asemenea loc, veți constata că sunt tineri sub 18 ani în acele spații, care fumează, care beau, care nu sunt, conform legii, înregistrați în acele registre, iar lucrurile acestea nu mai pot rămâne necontrolate. Ca atare, din punct de vedere legislativ, s-au luat aceste măsuri de restricție și sper, sunt convinsă că și colegii mei din Camera Deputaților, și Călin și Florin, vor sprijini demersurile de restricționare a unui flagel care a cuprins întreaga România, de la rural până la urbanul mare. În altă ordine de idei, Partidul Național Liberal lucrează acum în mod accelerat la ajustarea programului de guvernare în sensul în care ne dorim îmbunătățirea diverselor politici publice. Eu am lucrat pe pachetul pe natalitate. Sunt câteva inițiative legislative pe care vreau să vi le prezint în premieră, foarte pe scurt, pentru că în perioada următoare le vom detalia în conferințe de presă. Însă vreau să vă dau câteva măsuri gândite de noi, care să ajute societatea, familiile tinere și copiii în perioada imediat următoare. În primul rând, ne-am gândit la un proiect care să ofere gratuitate la transport pentru femei gravide. De ce vă spun că este foarte important acest proiect? Pentru că rezultatele recensământului, cele parțiale prezentate public, arată un declin al populației în România și ne arată că autoritățile publice trebuie să iau o măsură imediată. În 2022, adică anul trecut, s-au născut cei mai puțini copii din ultimii 134 de ani în România, adică aproape 158.000 de nou născuți. Ca atare, femeile însărcinate și familiile tinere trebuie obligatoriu ajutate, încurajate. Gratuitatea presupune stimularea natalității și e firesc să punem la punct genul acesta de infrastructură socială care
ajută femeia să ducă sarcina până la capăt. Iar aici, la acest capitol, se înscrie și mobilitatea gravidelor. Și vă dau un exemplu ca să înțelegeți cât de important este transportul gratuit pentru femeile gravide din toate mediile. Gândiți-vă că majoritatea femeilor din mediul rural se deplasează în orașul din proximitate pentru serviciile medicale din timpul sarcinii. Da? E, pentru a se duce de la rural la urban, avem 43,6% din populația României. Asta e populația din rural. Gândiți-vă cam câte femei gravide fac exercițiul acesta de a merge de la rural la urban pentru a-și face analizele, pentru a-și bifa serviciile medicale de care au nevoie. În al doilea rând, avem nevoie de flexibilizarea programului pentru părinți. Există măsuri pentru reducerea și flexibilizarea programului de muncă în cazul părinților cu copii mici în întreaga Europa. Există și o directivă europeană în acest sens din 2019 și în România trebuie să găsim această formulă ca familiile cu copii sub 8 ani de zile, așa cum sunt tratate familiile cu copii sub 8 ani de zile în Europa, să aibă un program flexibil. De exemplu, să poată lucra mama care are un copil sub 8 ani de zile de la domiciliu un anumit număr de zile pe lună, fără să fie taxată la salariu și așa mai departe. Vom discuta toate aceste măsuri și vom veni cu soluțiile în spațiu public. Mai avem, de exemplu, o propunere care s-ar putea să vi se pară inedită la prima vedere, dar vă spun că e foarte importantă pentru psihicul unei femei. Protecția unor femei contra demiterii sau concedierii în cazul avortului spontan. Poate vi se pare puțin lucru, dar teama de consecințele profesionale în cazul unui avort spontan nu trebuie să fie niciodată un obstacol pentru familiile tinere în încercarea de a obține o nouă sarcină. Femeile care știu că sunt însărcinate, statistic în România, au o rată de avort spontan de aproximativ 10% până la 20%. Pentru acele familii, pentru acele femei, angajatorul trebuie să-i asigure o perioadă, protecția locului de muncă. În afară se vorbește de un termen de 2 luni, în Europa Occidentală, de exemplu, un termen de 2 luni. În România vom vedea care este intervalul de timp optim pentru a proteja această femeie, pentru că, din păcate, să știți că avortul spontan este o traumă extraordinar de puternică pentru foarte multe dintre femei și este depășită cu greu. Acum, vreau să vă asigur de tot suportul pe care Senatul României îl poate da în materie de legislație. Nu odată, colegii de la Maramureș au venit cu propuneri foarte bune pentru comunitatea din Maramureș, pentru diversele categorii socioprofesionale din Maramureș, astfel încât prin legislație să putem acoperi acele hibe și să asigurăm o coerență și o bunăstare în funcționarea acestor categorii socioprofesionale. Vă asigur și eu, ca președinte interimar al Senatului, că voi pune umărul în susținerea acestor inițiative legislative și în toate proiectele legate de Maramureș. Eu o să vă stau la dispoziție cu răspunsuri la întrebări după ce Nicoleta își va prezenta. Doamna Pauliu, vă rog. Proiectele. Bună ziua, mulțumesc mult de tot pentru oportunitate, mulțumesc pentru invitație, domnule președinte, stimați colegi din Parlament. Domnul și domnilor, în momentul în care mă pregăteam să vin spre Maramureș, fata mea mă întreabă, zice, mami, de unde mergi? Și am spus, la Maramureș. Și nu ți-ai un costum popular cu tine? Deci iată că la un copil de 12 ani, imaginea dumneavoastră, județului dumneavoastră, este aceea de tradiție, de respectarea tradițiilor. Și ceea ce am văzut astăzi și în cuvântul dumneavoastră este că nu numai tradiție, ci respectați și sunteți una din acele organizații care faceți ceea ce ați promis în 2020, modernizați România. Și pentru asta eu vă felicit.
Vedeți, sistemul de sănătate, pentru că ați vorbit despre spitale, este un obiectiv pe care Partidul Național Liberal și l-a asumat. Iar eu, în Parlamentul României, sunt președintele Comisiei de Apărare și, în același timp, în calitate de parlamentar de Ilfov, de senator de Ilfov, aș spune că, pentru mine, sistemul de sănătate este o miză personală. Nu este doar o luptă politică, în momentul în care vorbesc despre sistemul de sănătate, este cruciada mea personală, pentru că am sute de ore întâlniri cu oameni care au suferit sau au primit acest diagnostic și îi ajut, atât cum pot, atât cu discuții, cât și cu inițiative legislative, să depășească acest moment. Pentru că dacă pentru mine Dumnezeu a înțeles să-mi mai dea o șansă, atunci am înțeles exact care mi este misiunea în Parlament. Și misiunea mea în Parlament este să fac legi pentru bolnavii de cancer, pentru aparținătorii acestora și pentru supraviețuitorii de cancer. Pentru prima dată în România, în 30 de ani de zile, avem un plan, o lege, un plan de luptă împotriva cancerului. Un document care pune în practică Planul European de Luptă împotriva Cancerului, pe cele patru piloni importanti, e vorba de prevenție, diagnostic, tratament și calitatea vieții. Prevenția este extraordinar de importantă și atunci cred eu că aici fiecare dintre noi își poate aduce contribuția, pentru că trebuie să învățăm pe românii noștri să meargă la doctor. Teama de ce poți afla în momentul în care mergem la doctor poate fi foarte bine comunicate, că parcursul, ceea ce simți în momentul în care primești un diagnostic de cancer, este, aș spune, acea lovitură de ciocan. Este momentul în care realizezi că în lupta cu acest diagnostic ești singur. Și atunci, împreună cu dumneavoastră, presa, trebuie să le spunem oamenilor că trebuie să mergem la doctor, să ne facem acele analize elementare care ne vor da puterea să mergem și să ne cunoaștem pe noi mai bine și să luptăm cu orice diagnostic, fie că e vorba de cancer sau alt diagnostic. Deci, în Parlamentul României sunt unul dintre inițiatorii acestui document extraordinar de important care schimbă total paradigma și aduce pacientul în mijlocul sistemului de sănătate. Tocmai pentru că știu exact ce simte un pacient de cancer și de ce are nevoie în acele momente, care sunt armele care îl ajută să meargă mai departe, am inițiat o serie de proiecte legislative. Este vorba de primul lucru pe care, prima lege pe care am inițiat-o și a fost votată în unanimitate, și pentru asta le mulțumesc și colegilor care sunt astăzi aici, este 45 de zile libere pentru aparținători în momentul în care pacientul merge la tratament. Fiecare proiect de lege al meu are în spate o poveste, iar aceste povești ale pacienților oncologici sunt traduse în lege. Această lege, aș spune eu, și are istoria într-o doamnă care era lângă mine în momentul în care făceam chimioterapie și după ce și-a terminat tratamentul, sună pe cineva din familie și spune: vină și mă ia. Dincolo, membru de familie spune: nu pot, pentru că mai am încă de lucru. Gândiți-vă că un pacient oncologic, în momentul în care îi spui că îl iubești, are nevoie de ca acel te iubesc să fie atunci, în momentul în care nu poți să mănânci, în momentul în care nu poți să te ridici, în momentul în care tu vrei să pleci de la doctor spre casă. Și atunci această inițiativă vine să rezolve, să-i creeze sprijinul moral pacientului oncologic. Mai departe, în lupta cu cancerul, ai nevoie și de un organism puternic. Legătura între corp și minte trebuie să fie foarte puternică. Pacientul trebuie să fie motivat să meargă mai departe. Cum îl ajutăm? Prin consiliere psihologică. Trebuie mers la specialist, ca specialistul să-l ajute să-și găsească resortul în el, să-și găsească visele pentru ca a doua zi să meargă la doctor și să-și facă tratamentul. Deci consiliere psihologică atât pentru bolnavul oncologic cât și pentru aparținători. Ce se întâmplă
însă cu supraviețuitorii de cancer, în momentul în care au reușit clinic sau medicul îi spune, da, domnule, ești vindecat, trebuie să se întoarcă la servici. Nu numai trebuie să se întoarcă la servici, trebuie să-și continue viața. Și am să dau un exemplu aici. Un tânăr care a avut, la 2 ani, a fost diagnosticat cu cancer leucemie. Știm foarte clar că leucemia se vindecă 98%. La 25 de ani se angajează, vrea să-și facă o familie, vrea să-și ia o locuință. Merge la bancă și îi spune, da, foarte frumos, numai că trebuie să vă faceți o asigurare de sănătate. În momentul în care merge să-și facă asigurarea de sănătate, îi se spune, în contractele de asigurare de sănătate scrie foarte mare și gros, dacă ai suferit sau ești pacient oncologic. Deci iată că societatea te discreditează încă o dată. Și atunci asigurarea de sănătate zice, pot să-ți fac ție asigurarea de sănătate, dar pentru mine ești un risc și atunci tu, în loc să plătești 2 lei, să spunem, la fel cum plătește cineva care n-a fost niciodată diagnosticat cu cancer, vei plăti 10 lei sau nu vei avea niciodată o asigurare de sănătate. Neavând asigurarea de sănătate, nu poți să-ți faci un credit imobiliar. Nu poți să-ți începi viața. Deci, iată, clinic, medicina îți spune că ești un om sănătos, în schimb, societatea pune acea ștampilă pe tine pentru că tu trebuie să fii discreditat. Această lege astăzi se aplică, se intitulează, aș spune eu, sugestiv, dreptul la uitare, dreptul foștilor pacienți oncologici de a li se șterge din cazierul lor medical faptul că a avut această luptă. Dar pentru ca împlinirea să fie desăvârșită, pentru că eu spun așa, ca să poți să câștigi această luptă cu această boală și acest tratament nemilos, ai nevoie de 5 ingrediente. Ai nevoie de ajutorul Bunului Dumnezeu, ai nevoie de o legătură foarte bună și puternică cu echipele de medici, tratamente inovative, ai nevoie de sprijinul familiei și ai nevoie de tine ca om să fii puternic și emoțional. Cum spun eu, să-ți faci vise de o zi, de două zile, de o săptămână, de vise de o viață. Am considerat că e nevoie ca supraviețuitorul de cancer să-și sărbătorească victoria. Și atunci, pentru prima dată, România are o lege națională a supraviețuitorilor de cancer, pe care o sărbătorim la începutul fiecare lunii iunie, în prima duminică din luna iunie. Cineva îmi spunea, domnule, de ce trebuie o zi unde supraviețuitorii să-și sărbătorească? Și atunci vă dau un răspuns, aș spune eu, foarte simplu. Vedeți, toți acei factori care contribuie la reușită ca fostul pacient oncologic să fie învingător, vin împreună cu pacientul și sărbătoresc victoria. Când cineva te întreabă, dă-mi un nume de doctor unde să mă duc să mă tratez. Întotdeauna îi spui, te duci la doctorul respectiv pentru că are, iată, atâția pacienți care au reușit să treacă linia de sosire. Deci, ziua națională a supraviețuitorilor de cancer este ziua în care toată societatea sărbătorește victoria în acest diagnostic. N-am să mai vorbesc mult, doar ultimul succes pe care l-am avut săptămâna trecută în Comisia de Sănătate a trecut, aș spune eu, legea care înseamnă medicina viitorului. Medicina personalizată. Medicina personalizată este conceptul de medicină care îți spune, vine să răspundă de ce la mine a funcționat tratamentul și la tine nu. Pentru că suntem diferiți. Și atunci, pentru fiecare dintre noi, se vor face teste genetice atunci când tratamentul standard nu a funcționat și ni se vor aplica tratamente individualizate. Aș spune eu, cât de bine poate e mesajul, cât de bun este mesajul nostru către cei care sunt astăzi diagnosticați cu cancer, pentru că le dăm această armă și le spunem așa, chiar dacă ești diagnosticat cu cancer, astăzi diagnosticul cu cancer în urma acestui proiect de lege nu mai este o condamnare la moarte, ci există o speranță, pentru că medicina este astăzi în situația să rezolve inclusiv această problemă. Am vrut doar să aduc mesajul din Parlamentul României că sănătatea este o temă pe agenda Partidului Național Liberal, că împreună cu colegii noștri găsim soluții punctuale, în special pe zona de cancer, pentru că
11 români în decurs de o oră sunt diagnosticați cu cancer în România. Și iar tot într-o oră, 6 dintre ei pierd lupta cu cancerul. Sunt cifre care ne provoacă fiori, dar dacă nu vom lua măsuri, dacă nu vom înțelege că aceste măsuri trebuie puse în aplicare și că pentru bolnavă de cancer, verbul la care trebuie să răspundă autoritățile este acum, atunci înseamnă că n-am înțeles semnalul societății. Mulțumesc mult de tot încă o dată și dacă sunt întrebări, vă răspund cu plăcere. Mulțumesc, doamna Nicoleta Pauliuc, doamna senator. Mulțumesc, doamne președinte Alina Goriu. Cred că nu sunt multe lucruri de spus în final. Sigur că pe teme de administrație publică locală eu aș putea să vorbesc ore în șir, având în vedere numărul mare de proiecte pe care le avem în derulare. Chiar ieri am avut o ședință de îndată în care am votat un proiect extrem de important pentru viitorul județului nostru, și anume consorțiul și campusul pentru învățământ dual, format din companii de renume, cele mai mari companii din județul Maramureș. Vorbim de Aramis, Universal Alloy Corporation, vorbim de Eaton, vorbim de liceele tehnologice, toate liceele tehnologice din municipiul Baia Mare și Baia Sprie, vorbim de Universitatea Vasile Goldiș și evident de școala pentru învățământ dual de la Fărcașa, școala Vasile Blaga. Sunt proiecte foarte multe pentru care lucrăm. Sunt lucruri pe care mi le doresc foarte mult pentru județul Maramureș. Fiecare are niște pași de realizat ca ele să devină realitate. Și pentru ca ele să devină realitate, nu e suficient doar să ne agităm noi aici pe plan local, ci e nevoie și de sprijin. Și aici vreau să îi mulțumesc că tot a amintit-o mai devreme pe doamna Ligia Deca, doamna ministru al Educației, pentru că ne-a sprijinit în tot parcursul acestui proiect și sunt convins că ne va sprijini și în partea de implementare. De asemenea, vreau să mulțumesc pentru tot sprijinul pe care l-am atât în ceea ce privește Parlamentul României, pentru că sunt chestiuni importante pe care mai puțin le știți dumneavoastră, dar trebuie să vă spun că cu ajutorul parlamentarului nostru, al lui Călin Bota și a celorlalți parlamentari liberali, Florin Alexe și Cristian Niculescu Țigârlaș, am trecut amendamentul privind finanțarea integrală a SMID-ului, cel mai dureros proiect pe care îl avem la nivelul județului Maramureș, și astfel primim o finanțare suplimentară de 70 de milioane de lei pentru a putea finaliza acest proiect. Sunt multe lucruri pe care împreună cu parlamentarii noștri le realizăm. Și nu doar că, sigur, unele se văd mai mult, altele mai puțin, dar sunt extrem de activi, sunt profesioniști și mi-a confirmat și doamna președinte acest lucru. Sunt activi atât în cadrul ministerelor pentru sprijinul administrațiilor publice locale, a Consiliului Județean Maramureș, a proiectelor de interes pentru județul Maramureș, și asta este ceea ce contează. Evident, este foarte important pentru noi și procesul legislativ și îmbunătățirile pe care le aduc, pentru că am lucrat împreună cu dânsii și ordonanțe de urgență, modificări ale ordonanțelor de urgență sau anumitor legi importante, și asta arată că avem o echipă puternică la nivelul județului Maramureș, o echipă de parlamentari serioși care își fac treaba și nu ne fac de rușine sub nicio formă în Parlamentul României. Fiecare pe palierul lui își face treaba foarte bine. Vreau să mulțumesc de asemenea premierului Nicolae Ciucă pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat în proiectele de dezvoltare
în această perioadă și sunt convins că ni-l va acorda și pe viitor. Vreau să mulțumesc încă o dată Alinei Gorgul pentru sprijinul pe care mi l-a acordat de-a lungul timpului de mulți ani de zile încoace și pentru sprijinul pe care ni l-a acordă în proiecte, pentru că știți foarte bine, multe dintre ele au și o anumită conotație politică, deși unele n-ar trebui să aibă. Dar fără sprijinul politic nu pot fi realizate. Dar iată că cu sprijinul Alinei, cu sprijinul premierului, cu sprijinul miniștrilor, cu sprijinul altor colegi din Partidul Național Liberal, cu sprijinul parlamentarilor Partidului Național Liberal, cu fiecare sprijin în parte, am reușit să avem cel mai mare portofoliu de proiecte pe care l-a avut județul Maramureș vreodată și sunt convins că el va aduce rezultate notabile. Acest portofoliu va aduce rezultate notabile pentru bunăstarea locuitorilor acestui minunat județ pe care îl avem. Încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru prezența la conferința de presă. Îi mulțumesc prefectului județului Maramureș pentru cum gestionează fiecare problemă pe situații de urgență, pe relația cu administrațiile publice locale, pe criza refugiaților și pe toate celelalte probleme care țin de dânsul. Avem o colaborare excelentă și îi mulțumesc domnului prefect Rudolf Stauder pentru tot ceea ce face. De asemenea, vă mulțumesc dumneavoastră pentru faptul că relatați cum se cuvine fiecare subiect important pentru județul Maramureș. Dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziție preț de 7 minute. Considerați că ar fi fost mai util banii din PNR să meargă în investiția unei noi clădiri, unui nou spital? A doua întrebare care vă adresez este aceea dacă România nu riscă să intre într-un colaps financiar din cauza împrumuturilor în cascadă pe care le trage Ministerul Finanțelor aproape săptămâna. Vă mulțumesc! Spitalele noi din fonduri europene, din banii din PNRR, să știți că nu au putut fi făcute în fiecare județ. Există o listă aprobată, există județe în care se vor face spitale noi pe PNRR, există o altă listă care va beneficia de fonduri de la BEI, împreună cu Post Sănătate, și există altă listă care va beneficia de îmbunătățiri în infrastructura sanitară din fonduri guvernamentale și din fonduri proprii. Eu mă bucur însă că în Maramureș, chiar dacă nu ați intrat pe lista legată de banii din PNRR, există bani care vor veni și nu puțin 70 de milioane de euro care vor veni din a doua categorie și anume BEI și Postul pe Sănătate. Orice fel, și să nu uităm de fondurile proprii alocate de Consiliul Județean pentru îmbunătățirea infrastructurii spitalicești din Maramureș. Când am auzit de la Ionel ieri că trec pragul spitalului peste 150.000 de oameni, m-am gândit cât de importantă este fiecare măsură, fiecare îmbunătățire care se aduce acestui spital. E o atenție sporită. Să știți că ieri două ore doar despre acest subiect am discutat și nu doar la nivel de Maramureș. La ultima ședință a Biroului Politic Național, președintele de Consiliul Județean din Maramureș, care e aici lângă mine, a discutat cu premierul și conducerea partidului despre nevoia de îmbunătățirea condițiilor din spitalele din Maramureș, despre nevoia de a trata pacientul și cetățeanul așa cum trebuie atunci când are o boală. Fonduri vor fi, sunt și vor fi. Important este să se facă proiecte astfel încât acei bani să fie luați. Eu cred că acest proiect de 70 de milioane de euro e unul extrem de mare și care va fi realizat în timp. Și da, mă aștept să
văd rezultatele concrete din acest proiect. În privința împrumuturilor, o să vă spun un lucru. România este la creștere economică, primul stat din Europa. Să nu vă faceți griji că nu sunt resurse. Sunt resurse. Avem cele mai mari investiții străine în economia românească și peste 70%, 76% fonduri europene absorbite din exercițiul european anterior. Nu avem o problemă cu absorpția de fonduri, cu bani în economie. Important este să ne concentrăm astfel încât banii din PNRR să vină și vă spun că mai avem din cererea 2 de plată, din tranșa 2 de plată, câteva jaloane de rezolvat. Spuneam săptămâna trecută luni că avertizorii de integritate, legea avertizorului de integritate va fi rezolvată într-un interval de scurt foarte timp. Așteptăm discuțiile din coaliție și vom modifica acel articol astfel încât jalonul 430, unul din ultimele restanțe pe care le avem, să fie adoptat așa cum trebuie. Bugetul pe 2023 are cel mai mare procent alocat investițiilor în economie, investițiilor publice în economie. Premizele de creștere economică, conform instituțiilor internaționale, sunt bune. Nu mi-aș face din această perspectivă niciun fel de grijă. Singurul lucru la care va trebui să fim atenți politic la nivel național este stabilitatea. Ne placem, nu ne placem unii cu alții, avem poate în anumite momente opinii diferite, lucrurile acestea nu contează. Important este să oferim cetățenilor români stabilitate politică și dacă este stabilitate politică, vedeți că obiectivele noastre economice, sociale au fost realizate într-o mare măsură. Dacă îmi permiteți, vreau să fac o completare pe partea de spital județean, că asta este un lucru extrem de important pentru noi. Și trebuie să înțelegem că spitalul județean nu este încă atât de vechi, în primul rând. În al doilea rând, a mai beneficiat de fonduri europene pentru reabilitare. O parte importantă din spitalul județean este deja reabilitată. Al treilea rând, cu proiectul pe care noi l-am gândit, rezolvăm problemele esențiale pe partea de infrastructură spitalicească, și anume blocul operator, care e cel mai sensibil punct din spital, este blocul operator. Acolo se pot întâmpla infecții nosocomiale, acolo se pot întâmpla cele mai multe probleme. De aceea e extrem de important acest proiect. Al doilea punct extrem de important al spitalului este unitatea de primiri urgențe, UPU, care de asemenea va fi rezolvată prin acest proiect, care este de fapt o construcție nouă de peste 3000 de metri pătrați și evident vom avea un heliport omologat și parcare subterană. Partea de paturi, cele 930 de paturi pe care le are spitalul județean. Evident că mai pot exista îmbunătățiri, am discutat cu managerul, pas cu pas le îmbunătățim condițiile în spital. Mâncarea astăzi este foarte bună în spitalul județean. Suficientă pentru orice pacient. Și vă spune un om care săptămâna trecută a fost în spital cu copilul și am mâncat în spital mâncare foarte bună. Și nu că am luat mâncare de la comun, să văd de la meniul comun, să văd cum este. Lucrurile stau foarte bine. Deci sunt lucruri pe care deja le-am îmbunătățit, sunt lucruri pe care le îmbunătățim și sunt lucruri pe care le vom îmbunătăți așa cum este ambulatorul. Repet, pentru peste 125.000 de oameni. Dar ambulatorul este o zonă de consultație. Asta este ambulatorul până la urmă. În zonă de consultație nu este obligatoriu să fie o clădire nouă, dacă este o clădire reabilitată și arată cum trebuie și ai zona de așteptare cum trebuie și ești informat cum trebuie, te poți programa online și așa mai departe. Adică sunt pași pe care îi facem și vă garantez că lucrurile vor fi în regulă. Nu se putea justifica astăzi
construcția unui spital nou, care ar fi însemnat un spital de nivelul Spitalului Județean, o investiție de peste 300 de milioane de euro. Am analizat varianta aceasta. Dar nu sunt absurd și nici nu mă încăpățânez acolo unde știu că șansele sunt reduse ca să aduc finanțarea. Și atunci m-am concentrat pe dezvoltarea infrastructurii în direcția în care avem nevoie. Vreau să vă spun că atât legea educației nu poate fi implementată fără profesori, care în zilele acestea vă doresc să facă manifestări și grele, pentru că legea salarizării cadrelor didactice există foarte mulți profesori și directori din unități școlare care în zilele următoare își vor da demisia. Nu ne spuneți când va fi terminată și legea salarizării pentru cadrele didactice din învățământ profesor. Iar tot așa vreau să vă spun că atât cum nu se poate fără profesor să implementați legea educației, nici fără bărbați nu puteți să faceți mai departe pentru femei. La noi, pentru ei n-a spus absolut nimic. Vă așteptam la un moment dat să spuneți că Mara Mărăș meritați prea mulți bărbați în Parlament și a trei probleme. Și dacă puteți să-mi răspundeți, când credeți că această lege a educației va fi finalizată, cu dată concretă, nu doar povești, vedeți că acum cei din PSD vă pun oprești, cei din UDMR vă pun oprești. Dacă aveți o dată certă, pentru că cât de repede va începe anul școlar și nu se va putea implementa legea educației decât doar pe capitole. Iar pentru doamna secretar de stat, ne-ați vorbit așa de frumos. Senator. Președinte al Comisiei de Apărare. Ne-ați vorbit așa de frumos despre medicină, despre cancer, despre doctori. Însă, în aceste zile, totul în care România este pe primul loc în topul școlilor la doctori. În acest mod, pentru acest lucru, ce credeți că ar intervinți? Ca să mai coborăm în top. Iar pentru domnul președinte, cum vă explicați că PNL-ul este pe primul loc cu cea mai mare creștere în rândul partidelor politice din România, iar celelalte partide toate scad, doar PNL-ul crește. O să o las pe doamna președinte să răspundă la primele întrebări. Pe scurt, și o să cer scuze, că trebuie să răspundem pe scurt, fiind contratip. După aceea, doamna Pauliu, pe scurt, și în final vă voi da răspuns. Pe scurt, stăm așa. Legea educației trebuie să fie prima dată pusă pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Dar, în ciuda discuțiilor uneori în contradictorii din coaliție, s-a ajuns la o direcție unanimă. E consens, legile sunt aprobate în forma aceasta, probabil săptămâna viitoare de către guvern, vor veni în Parlament. Cel mai probabil vom face o comisie comună, Cameră-Senat, pe modelul care a funcționat la legile justiției. Senatul este cameră decizională pe aceste legi ale educației și vă asigur că vom lucra în procedură accelerată, astfel încât acest pachet de legi să fie adoptat rapid. Dacă mă întrebați pe mine, în 2 luni de zile, în mod normal, maxim 2 luni de zile, aceste legi vor ieși cu vot pentru din Parlament. Subiectul 2, că n-am cum să vă rămân datoare la subiectul femei-bărbați, partea de salarizare e prinsă deja în legea educației, se va mări salariul profesorilor, ăsta e un lucru bun, pentru că vom avea nevoie de cadre în învățământ bine pregătite și bine plătite. Dar revenind la subiectul femei-bărbați, să știți că populația din România reprezentată de femei 51%, iar procentul din Parlamentul României este de 17%. Ca atare, avem o pâine bună de mâncat până să ajungem la o societate care să fie inclusivă, cu o reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților la nivel de funcție publică. Mai avem foarte mult până să vă simțiți discriminat. Doamna Pauliu. Da, vedeți, am citit într-adevăr zilele astea un clasament. România este pe primul loc al țărilor din Uniunea Europeană, cum a spus și dumneavoastră, cu acest fenomen al șpăgilor la doctor. Dar tocmai ceea ce v-am spus eu întărește nevoia de schimbare. Deci dacă vom rezolva sistemul medical, numai puțin, aceste șpăgi, acest fenomen se întâmplă pentru că cetățeanului este teamă că nu poate ajunge la tratament. Și atunci, dacă noi avem
acest sistemul de sănătate este bine structurat, avem exact traseul pacientului din momentul diagnosticării până în momentul în care începe tratamentul, foarte bine concretizat, aș spune eu, știe exact ce trebuie să facă pacientul din momentul în care primește diagnosticul, vă spun sincer că nu mai trebuie să ajungem la în această situație și trebuie să părăsim într-adevăr aceste locuri fruntașe. Locuri fruntașe avem și în momentul în care vorbim de diagnosticul de cancer și în momentul în care vorbim de medicină personalizată. Locuri fruntașe în momentul în care vorbesc la negativ. Deci, soluția, din punctul meu de vedere, este siguranța dată cetățeanului român că poate ajunge la cel mai bun doctor care să-i stabilească în timp record, în timpul cel mai scurt tratamentul și atunci eu cred că acest fenomen poate fi eradicat. Și încă ceva, este vorba și de educație, să înțelegem că nu trebuie să facem acest lucru pentru că tratamentul, soluția pentru diagnostic vine în mod normal din momentul diagnosticării. Și acum, în final, dacă îmi permiteți, domnule Pop, vă voi răspunde și la întrebarea pe care mi-ați adresat-o. Cred că politica Partidului Național Liberal, a președintelui Partidului Național Liberal, a premierului și a noastră, în general, politica aceasta non-conflictuală, cred că are o priză mai bună la public decât politica pe care au adoptat-o alte partide, în care înjură toată ziua diverse acțiuni. La fel ca și la nivel național, și în Maramureș. Maramureș stăm chiar mult mai bine. Tocmai pentru că noi n-am intrat în tot felul de atacuri, discuții. Puteam să ies toată ziua să spun ce n-a făcut bine fostul președinte sau ce am găsit prin Consiliul Județean, dar n-am făcut lucrul acesta. Însă ei au ieșit în fiecare zi și ne-au atacat sau au încercat să se lege de proiectele noastre. Iată că maramureșenii, în ultimul sondaj de opinie pe care l-am făcut, ne dau la o diferență aproape dublă față de ceilalți competitori. Drept urmare, mie asta îmi spune că politica pe care am adoptat-o la nivelul județului Maramureș, pe care conducerea Partidului Național Liberal a adoptat-o la nivel național, și anume politică constructivă, proiecte, oameni, legi, chestiuni concrete, nu povești și înjurături, sunt, de fapt, dacă vreți, variantele câștigătoare, variantele în care oamenii ne acordă mai multă încredere. Și asta o să fac și de acum înainte. Asta este politica pe care am adoptat-o și nu de puține ori ne-au zis colegi din partid, domnule, că mai ieșiți la bătaie. Noi, cu toate acestea, am spus că mergem pe varianta de a construi, nu de a distruge. Ori cred că asta este cel mai important lucru. Cu această întrebare și cu acest răspuns, vreau să le mulțumesc tuturor maramureșenilor pentru încredere, încrederea pe care o au în noi, în proiectele noastre și în ceea ce facem în munca de zi cu zi pentru județul Maramureș. Și, de asemenea, să vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la conferința de presă, să vă urez un sfârșit de săptămână cât mai bun. Mulțumesc!